Salut prieteni, Andrei Sava aici, bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul de YouTube VSB TV Pescuit. Astăzi vom avea un episod diferit, un video diferit față de ce am avut până în prezent. Și anume, i-am rugat pe cei de la Shimano, de la Normark Sport România, să-mi trimit o serie completă de lansete pentru un scurt review și voi încerca să trec prin toată gama de lansete. Această gamă de lansete este Yasei BB. Este o serie de lansete la un preț mediu, preț decent, după părerea mea, un preț undeva pe la 6500 și ceva 700 de lei în funcție de modelul ales. Inele de la Seaguide, o serie de inele cu ramă de oțel. Oricum au un insert ceramic, în general n-am avut probleme cu inelele nici de la Fuji, nici de la Seaguide, indiferent de modelul de insert ceramic cu care sunt pregătite. Încerc să trec prin toată seria, începând de la cel mai light, vă voi spune câte ceva despre ele. Despre mânere nu o să vă spun mare lucru, pentru că mânerele sunt relativ... Sunt niște mânere frumoase, foarte bine realizate. Nu sunt cu componente premium, ceea ce este de așteptat la o astfel de serie de lansete. Este o combinație de plută cu EVA și, după cum vedeți, au un design, chiar foarte plăcut vederii. Și pe deasupra mai sunt și comode. Poate că ar trebui să vă spun câte ceva despre mine înainte de a începe acest review. Voi încerca să trec prin perspectiva unui road builder. Eu sunt un road builder. Prefer să cred că sunt un road builder bun și că fac niște lansete de foarte bună calitate. Cei care nu-mi cunosc lansetele sau nu știu despre ce vorbesc, este vorba de Asava Custom. Puteți să mă găsiți și pe Facebook, o să dau link-ul chiar și aici, să vedeți despre ce este vorba. Fac și realizez lansete de cel puțin 10 ani de zile, deci am creat mii de lansete în perioada aceasta pentru diversi clienți. Ele sunt lansete custom, ceea ce fac eu. Și voi încerca să analizez puțin seria aceasta. Voi încerca să vă spun la ce aș folosi eu aceste lansete sau pentru ce mi-ar place mie să folosesc aceste lansete și cam plaja de aruncare la care pot fi folosite. Mânerele, din punctul meu de vedere, sunt alese foarte bine. Bineînțeles, la această gamă de preț, anume un preț mediu, să zic așa, un preț undeva la 5-700 de lei pentru aceste lansete, materialele alese, gen pluta, nu poate fi o plută de cea mai bună calitate. Nici măcar pe lansetele din seriile high-end nu am văzut plută de foarte bună calitate. Este o plută normală, componente foarte bine realizate, un aspect foarte frumos, foarte asemănător cu noile generații de lansete care vin din Japonia. Mandrinele de spinning sunt foarte comode, sunt o copie după mandrinele Fuji VSS. Iar mandrinele de la lansetele de casting sunt și ele de asemenea foarte comode. Mie îmi place foarte mult pentru că au trăgaciul foarte îngust. Iar când mă deranjează foarte tare când trăgaciul este mai lat și îmi depărtează foarte tare degetele, mă jenează foarte mult după cel puțin o zi de pescuit. Iar cum am și maratoane de 2 săptămâni de pescuit zilnic, vă puteți da ce înseamnă chestia asta, mai ales dacă după o zi deja începe să te jeneze. Bine, ți se mulează la un moment dat degete după mandrine, dar nu este cazul acestor mandrine. Sunt chiar niște mandrine foarte comode, am pus o mulinetă pe ele să văd cum se comportă. Am tras de toate lansetele, le-am îndoit, le-am verificat, sunt niște lansete senzitive. Toate lansetele din această serie, este bine de știut, sunt din două bucăți. Pentru cei care caută lansete din două bucăți, mi-am luat niște notițe ca să pot să vă spun despre fiecare lansetă câte ceva, pentru că mi-ar fi imposibil să le țin minte pe toate fără aceste notițe. Haideți să începem cu prima lansetă din această serie Yasei BB, și anume Yasei Street, varianta de 1.90 Ultra Light, spun ei. Fiind concepute pentru piața nordică, Ultra Light înseamnă ceva cu totul diferit decât ceea ce înseamnă la noi Ultra Light, și anume în cazul de față un 2.10 grame. După părerea mea, este o lansetă care este suficient de permisivă pe vârf ca să poată fi folosită atât la woblere cât și la jiguri. Eu aș folosi-o la jiguri până în 10 grame la șalău.
Este o, am uitat să spun că este o lansetă cu acțiune fast. La bibani cu jiguri până în 14 grame. Pentru această lansetă este nevoie de niște bibani mai îmbrăcați, gen cum sunt pe Alești, Bicaz, poate chiar în delta Dunării. Este o lansetă mai potrivită pentru pescuitul din barcă, din punctul meu de vedere. Iar pentru cei care preferă niște lansete mai scurte pentru știucă, de exemplu, este o lansetă foarte bună pentru oscilante ușoare, oscilante până în 8-11 grame, după părerea mea. La fel, poate fi utilizată și pentru avat, tot așa cu năluci, până în 13-14 grame, după părerea mea, chiar dacă ea este dată până într-un 10 grame. O punem deoparte ca să știm ce am trecut în revistă. Următoarea este tot o lansetă de 1,90 m, se numește Asei Perch. Sincer, este un 3-12 grame. După ce am analizat-o un picuț, sincer, mi se pare aproape identică cu cea cu Asei BB Street. Chiar dacă este un 3-12 grame față de un 2-10 grame, nu mi se pare foarte diferită. Deci, practic, aceste lansete ar cam face același lucru. Îi spune părci pentru că în nord bibanii sunt mai mari și, în general, se folosesc năluși mai mari pentru pescuitul bibanului. Este o lansetă care, din punctul meu de vedere, este mai adecvată pentru pescuitul din barcă. Hai să trecem la următoarea lansetă, și anume Asei Zender. Tot de 1,95 m, este o acțiune, este un 10-30 de grame. Are un vârf ceva mai are un vârf destul de permisiv, nu este o lansetă moale, deci nu este o lansetă fleașcă, dar nu este nici o lansetă foarte rigidă. Deci toată gama de lansete Asei BB este pe o fibră ceva mai permisivă, care le face în general să poată fi utilizate mai universal. Adică poți să-ți iei o lansetă cu care să dai și la șalău, și la știucă, și la avat, și cu jiguri, și cu năluși reactive. Cam asta am văzut trecând prin toată gama de lansete Asei BB. Să revenim la Zender Vertical 1,95 și numele spune clar ce aplicație, pentru ce aplicație a fost gândită, și anume pentru pescuitul vertical cu jiguri la șalău. Este un lansetă de 1,95 m, 30 de grame. Eu aș folosi atât la jig, atât pescuit vertical sub barcă, lăsat pe curent sau pelagic, cât și lansat, deci se poate lansa cu jiguri până în 28-30 de grame, deci este o acțiune, o putere, este inscripționată o putere reală pe aceste lansete. Aș folosi eu la gume, oscilante grele pentru știucă, spinnerbait-uri pentru știucă sau monturi offset pentru pescuitul șalăului. Asta pentru cei care prefer niște lansete mai scurte, gen 1,95 m. Următoarea lansetă este o lansetă de casting, un nerf de casting, un split grip frumos. Este Asei Pike Jerkbait. Este o lansetă care s-ar putea să mi-o adaug și eu arsenalului de lansete. Este un 1,95 m. Pentru pescuit din barcă la jerkbait-uri este o lungime ideală, făcând-o foarte manevrabilă, ușor de mânuit, chiar și cu un năluș mai grele. Este un 30-80 de grame. Mai pe scurt, din punctul meu de vedere, este o lansetă care poate lansa cam toată gama de năluci mai grele pentru pescuitul știucii. Poate fi o lansetă ideală pentru pescuitul știucii pe incinte sau pe natural cu jerkbait-uri, pentru cei care prefer să pescuiască cu jerkbait-uri mai mari de 7-8 cm. Comparat cu marea majoritate care preferă năluși mai mici, chiar și în pescuitul știucii. Mai pe scurt, este o lansetă de casting ideală pentru pescuitul din barcă la știucă cu năluși mai mari. Eu aș folosi o la jerkbait-uri, spinnerbait-uri, oscilante grele care se potrivesc mai rar, chiar și gume chiar suficient de mari. Cu asta se poate pescui și cu gumele mari de la Storm, gumele de T-bone-uri, cu T-bone-urile de la Storm. Poate fi utilizată și pentru pescuitul șalăului cu jiguri mai grele, jiguri gen 30-70 de grame, fără nicio problemă. Este o lansetă puternică, dar în același timp versatilă din cauza fibrei permisive din care este făcut blancul. Următoarea este Asei Street 210L.
Este o lansetă de 2 și 10, o lansetă mai universală, aș spune eu, adică o lansetă pe care eu aș lua-o să o folosesc cam pentru tot spectrul de năluci, de la un 3 până la un 14 grame, atât în pescuitul lavatului, șalăului, bibanului, chiar cleanului, știucii pe canale mai mici. Este o lansetă cu care aș pescui pe mureș, crișuri sau ape comparabile ca dimensiune, canalele din zona asta a țării unde se poate pescui la știucă de pe mal. Deci este o lansetă foarte versatilă cu care se poate pescui cam la orice. Dacă ai chef să dai la jiga, astăzi poți să dai la jig cu ea. Dacă vrei să dai la oscilante la știucă, poți să dai cu oscilante la știucă, dar bineînțeles până într-o anumită limită, și anume un 10-11 grame în ceea ce privește oscilantele. Pentru jiguri la șalău, mi-am notat aici un cam până într-un 10 grame aș considera o potrivită pentru pescuitul la șalău. La biban cam până într-un 14-16 grame dacă folosești năluci până în 5 cm. Și clar merge și pentru pescuitul cleanului, chiar dacă nu ar fi o lansetă dedicată. Ideea că este o lansetă cu care te poți descurca în foarte, foarte multe situații. Acum, dacă ar fi să aleg o lansetă sau cea mai universală lansetă din această gamă de la Shimano, și anume din Yasei BB, cred că cea mai universală dintre toate cele care se găsește aici pentru pescuitul de la noi din țară ar fi Yasei Street 225 ML Medium Light, un 5-15 grame. Asta bineînțeles dacă nu vreți să mergeți să dați la șalău pe Dunăre sau mai știu eu unde este nevoie de o lansetă mai puternică. Este o lansetă de 225 fast, aceeași fibră permisivă, care o face ideală pentru pescuitul șalăului cu gume până într-un 14-15 grame, știucii cu oscilante până în 13-15 grame, avatului. Deci este o lansetă care merge țiplă. E țiplă pentru pescuitul avatului, este o lansetă cu care pot să pescuiesc și pe mureș, și pe criș, și pe mureș, și pe criș, și pe olt, și pe siret, și pe prut, cam pe oriunde, cu condiția să nu depășim un 15-18 grame în ceea ce privește năluceri reactive pentru pescuitul avatului. Merge și la biban, în condiții mai extreme, cu bile mai mari, unde este nevoie și la bibani mai mari, bineînțeles. Și poate fi folosit așa la limită și la clean sau pentru cei care preferă năluci mai mari, mai mari pentru pescuitul cleanului, gen 4-6 cm, crancuri grele sau năluci de genul acesta, ar fi o lansetă care ar fi potrivită și pentru pescuitul cleanului. Deci este o lansetă cu care te-ai descurca în marea majoritate a situațiilor de pescuit din apele noastre interioare. Aș exclude Dunărea din această ecuație, pentru că acolo ai nevoie de o lansetă totuși ceva mai puternică. Yasei BB Crankbait 230 este o lansetă de casting. Aceasta este o lansetă dedicată pescuitului cu năluci reactive. Este o lansetă care eu aș recomanda-o atât pentru avat, știu că șalău, atâta timp cât o folosiți, atâta timp cât o folosiți cu năluci reactive, și anume woblere, oscilante, spinner baituri până în un 14 grame, să zic cele mai grele spinner bait. Atenție la spinner baituri. Capul plumbului de la spinner bait are greutatea inscripționată pe ele. Tot spinner baitul de obicei are o greutate aproape dublă. Deci s-ar putea ca această lansetă ar merge pentru spinner baituri de 7 10 grame, 14 grame, este în funcție de palete undeva la limită, să zic așa. Oscilante tot așa, până într-un 20-21 de grame merg fără problemă. Și năluci reactive, gen woblere, cred că ar merge o gamă cam un 5-25 de grame, după părerea mea, pentru pescuitul avatului sau chiar al șalăului. Este o lansetă din două bucăți, foarte bine echilibrat, un mânel suficient de lung. Pot să spun că în ceea ce privește lansetele de casting pentru năluci reactive acoperă cam toată gama de năluci cu care se pescuiește în general la noi, la știucă, șalău, avat. Tot o lansetă din gama Pike Spinning 230 Heavy, este un 15-50 de grame. Este o lansetă
care, așa cum implică și numele, dedicată pescuitului știucii. Eu aș folosi atât pentru știucă cât și pentru șalău, șalău cu jiguri grele. La șalău aș putea, se poate pescui cu această lansetă cu jiguri cam până într-un 50 de grame, 45, mai degrabă un 45 de grame ca și greutate. Iar la năluci, ca și lansetă de spinning, acoperă cam toată gama de năluci grele cu care se poate pescui la știuc. Oscilante grele, gume, spinner baituri, voblere grele, jerk baituri. Deci cam toată gama până într-un 45-50 de grame cu care se poate pescui la știuc. Este o lansetă care chiar ar merge foarte bine pentru pescuitul știucii în Delta Dunării, ținând cont că acolo se poate pescui cu năluci de la, ce știu, un 7-8 grame până la un 50 de grame în aceea zi, pe aceeași locație, și se pot obține rezultate diferite în funcție de mărimea nălucii. Deci, așa cum am zis, este o lansetă, după cum vedeți, are și un mânel suficient de lung pentru a lansa foarte bine cu ea, de 2-30. În general, pentru năluci mai mari, recomand o lansetă mai lungă, 2-30, 2-40, cel puțin un 2-20 și ceva ca și lungime, pentru a putea face un mâner mai lung, să poți să lansezi bine, să se încarce lanseta și să permită lansarea unor năluci cu o strună de cel puțin, ce știu, 30 de centimetri, chiar dacă nălucile sunt mai mari, pentru că altfel, cu o lansetă mai scurtă, trebuie să scurtezi ori liderul, ori riști să te rănești pe tine sau pe colegii de barcă cu o lansetă pentru pescuitul știucii. Următoarea, Pike Casting 2-30. Extra heavy, un 30-90 de grame. Pot să spun că este o lansetă de uz general. Este o lansetă pe care aș folosi-o în pescuitul știucii în țările nordice sau pe incintele private de la noi, unde aveți șansa să vă întâlniți cu niște știuși mai mari. Nu neapărat dacă vreți să folosiți nălucile mari. Este o lansetă foarte echilibrată pentru puterea asta, deci este o lansetă foarte bine echilibrată pentru puterea aceasta de 30-90 de grame și acoperă cam tot spectrul de năluci cu care se poate pescui la știuci între 20 și 90 de grame din punctul meu de vedere. Deci, așa cum am zis, este o lansetă pe care aș folosi-o pentru pescuitul în țările nordice. Ce e fain este și din două bucăți, se poate lua pe avion și pescuitul pe incintele private din Delta Dunării, unde vă puteți întâlni cu știuci capitale și sau se prind știuci în general cu năluci mai mari decât pe natural. Dar așa cum am zis, este o lansetă de casting, nu este nicio problemă, este și de spinning, de o putere asemănătoare. Este ceva mai lungă un picuț, și anume Yasei Pike Spinning 250XH, exact aceeași putere. Seamănă foarte mult blancurile între ele. Aceasta de spinning este ceva mai lungă. Este cu 20 cm mai lungă și practic face exact același lucru ca și cealaltă lansetă. Și anume vă permite să pescuiți la știucă cu năluci mai mari. Deci este o lansetă de uz general. Eu aș folosi-o pentru năluci de la un 15 grame până la un aproape 100 de grame fără nicio problemă. Atenție în schimb la echipamentele de spinning. Foarte multe din nălucile mari cu care se pescuiește la știucă, se încălcesc în aer în timpul lanseului, comparat cu un echipament de casting unde nu se încălcesc din cauza că firul este puțin tensionat de tamburul de pe care se desfășoară firul. La spinning, în schimb, năluca merge avalanșă, se rotește foarte mult în aer și din cauza nălucilor mari, la un echipament de spinning comparat cu un echipament de casting, o să observați că se încălcește foarte des năluca în aer comparat cu un echipament de casting, strict vorbind despre pescuitul cu năluci mari. Văd că nu ne-au mai rămas decât lansete mai puternice sau mai lungi. Cea mai puternică lansetă de știucă din această gamă este un Yasei Pike Extra Extra Heavy de 2.50. Este o lungime foarte bună pentru această putere de lansetă, 50-120 de grame, tocmai pentru că permite să te înfigi în luca respectivă. Este o lansetă foarte echilibrată pentru puterea aceasta, o lansetă pe care eu aș folosi-o pentru acelea scopuri ca și lansetă de mai înainte, doar că poate să lanseze și năluci mai mari, năluci peste 100 de grame, care sunt mai
puține întrusele pescarilor din România, o lansetă dedicată pescuitului în țările nordice pentru știucă, care poate fi folosită de la spinnerbait-uri, woblere, până la gume și alte năluci. Deci este o lansetă de uz general pentru pescuitul cu năluci până în 120-130 de grame la știucă. Recomandată pentru pescuitul din țările nordice sau pescuitul pe incintele private de la noi, unde se pescuiește sau este nevoie să pescuiești cu năluci mai mari dacă dorești să prinzi niște știuci capitale. Aici am mai rămas încă două lansete, ambele sunt de 2,70. Aici am un paradox, pentru că la lanseta mai puternică au pus inel cu un singur picior și la lanseta mai light, cea destinată avatului, au pus inel cu două picioare. Eu aș fi făcut chiar invers la aceste două lansete. Cred că este printre puține lucruri pe care pot să-l bag de vină la ele. Bineînțeles, finisajele nu o să fie niciodată ca la lansetele premium sau ca la lansetele făcute custom la comandă, ceea ce este absolut normal. Este o lansetă de serie, o lansetă dintr-o gamă medie-joasă de preț. Acum, la Aspius, bine, chestia asta cu inelele cu un picior și două picioare nu încurcă atât de tare, doar că s-ar putea ca inelul acesta să trebuiască schimbat în timp dacă voi intră o piesă mai mare gen som pe lanseta asta mai puternică. Lanseta Aspius este o lansetă de uz general pentru pescuitul cu nălucile active. Aș folosi o dată în general pentru pescuitul cu năluci reactive, pentru Dunăre sau cei care preferă lansete mai lungi. Dar este cam dedicată pentru pescuitul de pe mal. Este un 10-35 de grame. Pe Dunăre sau pe ecosistemele mai mari, gen Mureș, Olt, Prut, este o lansetă care se va descurca cam în orice condiție, cu orice vă puteți întâlni pe apă în ceea ce privește șalăul, avatul, pescuit la woblere, bineînțeles. Nu este o lansetă pe care aș folosi-o la jig. Tot așa, două bucăți, convenabil, ușor de manevrat. Având un mâner lung, se echilibrează destul de bine. Cam asta este ce aș putea să spun despre această lansetă. Și nu în ultimul rând, ultima lansetă din serie. Și cum am spus, i-aș fi pus un inel cu două picioare ca și plecare la această lansetă. Ținând cont că este lansetă care este dedicată pescuitului șalăului, îi spune Zander Lure. La cea de mai înainte îi spunea Aspius 270MH, iar aceasta este Zander Lure 270H. Este dată cu acțiune extra fast. Merge folosită atât pentru jiguri, cât și pentru năluși reactive. La jiguri, în schimb, n-aș folosi-o pentru 15-50 de grame. Aș mai, poate, până într-un 40 de grame. Iar la năluși reactive, gen woblere, se poate folosi niște timp până în 50 de grame, fără nicio problemă. În ceea ce privește gumele, pentru un control mai bun, aș folosi-o cam până într-un 40 de grame. Cu această lansetă cred că s-ar putea pescui și la somn, cu năluci reactive gen Rapala J13, Rattling-uri mai grele, DT21 are un vârf suficient de rigid, DT20, ca să poată să țină woblerele cu barbete deep diver cu care se pescuiește foarte des la noi în țară la somn. Mânerul este suficient de lung pentru lanseuri, să ajute la lanseuri lungi. Poți să o sprijini, poți să o bagi, să o agheți, să faci ce vrei cu ea, în așa fel încât să poți să scoți un pește mare. Bineînțeles, dacă mergeți să pescuiți la somn cu o lansetă de genul acesta, nu vă așteptați să puteți să trageți somnul contra curentului. Așa ceva nu se va întâmpla decât cu echipament dedicat pentru somn, dar este o lansetă care vă face față cu brio chiar și în pescuitul somnului. Asta a fost pentru astăzi, seria de lansete ASEI BB de la Shimano. Voi încerca să fac lucrul acesta cât de des îmi permite timpul și, bineînțeles, în funcție de disponibilitatea unei întregi serii de lansete la partenerul meu Normark. Voi trece în reviste și alte lansete, în special de la Shimano. Mi-ar fi imposibil să trec în revistă de la nu știu câte branduri. Ideea că Shimano este brandul de la partenerii mei Normark.
Probabil că o să mai fie în viitor lansete de la Rapala și poate de la 13 Fishing. Dar vreau să vă spun că în ceea ce privește lansetele de la Shimano, în ultimii ani am văzut îmbunătățiri majore în ceea ce privește realizarea lansetelor. Inelele, de exemplu, nu am avut efectiv ce să bag de vină la poziționarea inelelor și felul în care au fost alese inelele pentru aceste lansete, chiar inclusiv la game mai ieftine de lansete, sunt foarte bine alese. Sunt inele asemănătoare cu K-Guide-urile de la Fuji, deci anti-tangle. Singurul lucru pe care l-am avut de băgat de vină, ați văzut, a fost la lansetele 270. Inelul cu două picioare l-aș fi pus pe lanseta mai puternică, nu pe cea de avat. Oricum este un detaliu mărunt din punctul meu de vedere. Mânerele sunt foarte bine realizate, lungimile din punctul meu de vedere sunt foarte bine alese pentru aplicațiile pentru care au fost concepute aceste lansete, chiar și adaptate pentru pescuitul de la noi. Cred că am spus cam tot ce am avut de spus. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, bineînțeles. Lăsați în comentarii lucruri cu care aș mai fi putut să completez sau lucruri care credeți că mi-au scăpat și v-ar ajuta în alegerea unei lansete dintr-o astfel de gamă de la Shimano. Dacă aveți ceva de completat, nu uitați să-mi lăsați jos în comentarii cu ce credeți că aș mai fi putut să completez sau ce v-ar mai fi putut interesa în ceea ce privește un review al unei serii de lansete. Sper că n-am uitat să trec ceva în revistă. Eu am, ca am spus în mare, la ce aș folosi eu aceste lansete și chiar îmi voi reține una dintre aceste lansete și anume cea de jerkbait pentru știucă. Chiar mi-a plăcut foarte mult și mi se pare că se potrivește foarte mult pentru felul în care pescuiesc eu cu jerkbait-uri până în 90-100 de grame la știucă. Dacă v-a plăcut și acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe. Apăsați clopoțelul dacă vreți să fiți ținuți la curent cu ultimele noutăți și dacă vreți să caut o altă serie de lansete de la Shimano care v-ar interesa foarte tare, aplicații, chestii de genul, nu uitați tot așa să lăsați în comentarii jos. Până data viitoare, aici a fost Andrei Sava, fire întinse!